Dacă vrei să apari în următorul meu episod, apasă chiar acum butonul de like la acest videoclip, abonează-te la canal și activează clopoțelul și du-te mai jos și lasă un comentariu de minim 4 caractere, litere, cifre, absolut ce vrei tu. Eu voi alege 4 oameni random și voi pune în următorul episod. Baftă! Salutare, frați și surori, sunt Marius Iancu, partea a doua de la conversația creepy. În cazul în care nu ați intrat de pe linkul din descriere și gen sunteți aici dintr-o notificare sau ceva, să știți că povestea asta are două părți. Acum sunt la partea a doua, aveți în deschid linkul de la partea a întâi. Ei bine, cum stă treaba aici, bro? Suntem la Lorenz, care până la urmă am rămas aici la Lorenz și la Lucas, care ăsta are teoria conspirației că omoară pe băieții care votează și ăștia nu știu ce să facă. He told them to go out to the back entrance. Și că omul ăla care vede luminile, bro, le-a spus să se ducă în spate, la intrarea din spate. And most of them just did. Și toți s-au dus acolo, în spate. No one questioned. Nimeni nu a întrebat de ce. S-au dus acolo, la intrarea din spate. De acolo e cafeteria, ca pe Among Us. Acolo e cafeteria, băieți. Hai să vedem ce mai zice. Something really bad is happening. Ceva back there. Ceva foarte, foarte nașpa se întâmplă acolo. Hai să vedem. You think Trump votes are being thrown out? Crezi că voturile lui Trump sunt aruncate pe geam? Nu o să-mi te crezi, nu, ceva mai nebun. Deci, Lawrence asta face catenică de la ultimul hal, știi, zic. Lawrence ăsta sau asta, barna cum e. I think if you vote the wrong way, they take you somewhere and do something to you. Deci zic că dacă votezi greșit, te duc undeva și fac ceva gen. Și sunt foarte multe mașini în parcare, foarte multe mașini mașini gen goale. Vreo 100 de mașini goale în parcare, la nimeni nu mai vine înapoi după ele. You will see them when you get there. O să le vezi când ajungi aici. Hai să vedem, guys. Lămăfau. I'm serious. Ha, mă, brother, du-te acolo, Lauren, și ce zic? Hai să vedem. I'm coming into a lot and now. Fix acum vin. Hai să vedem. Ok, da, văd alea 100 de mașini. I see your 100, că văd alea 100 de mașini. I can assure you 100 people are inside. Poți să te asiguri că 100 de oameni sunt înăuntru. Don't worry, I will go check it out. Ce, că o să se ducă și el, bro. 5 minute mai târziu. Hai să vedem. Inside. How many people can you see? Câți oameni poți să vezi înăuntru? 3. What? Right? 3 oameni din 100 de mașini. Și sunt 100 de mașini afară. So where are the other 97? Și unde sunt ceilalți 97? I will just ask guy there where everybody is. No, 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 bă, ce prost e asta, cică. Se duce la ala și-l treabă. Așa, bă, și unde-s băieții care au intrat aici și n-au mai ieșit? Cumva i-ați omorât? Bro, cum se trebuie asta? O, lol. Bă, ăsta-i terminat? Doamne, bro, no, nu întreba, bro. Știi ce zic? Stai acolo. Don't be that stupid. Nu fii așa de prost, bro. Jur, man. Cum să fii așa de prost să întrebi? He's on in it. 100% și el are treabă cu chestia asta, man. Cum să fii așa de prost să întrebi? He's creepy, gives off perfect Slenderman vibes și arată ca un om din Slenderman, și ca Slenderman. Black Vans just arrived, like 10 of them, și că au venit 10, d-alea, cum îi zice, dubițe negre. Oh my god, cred că ăsta ia. Cineva important? Men in suits got out, au ieșit oameni costume. Mi-au spus că trebuie să plec. They said it's illegal to vote temper. Deci trebuie chiar acum să plec, pentru că sunt oameni în ăsta. E ilegal, trebuie chiar acum să plec. Și dacă stau, o să fiu arestat. Fugi, bro. Asta e foarte, foarte ciudat. Da, știu. Hai să vedem. O să mă duc să votez. Stay out of trouble. I will wait for you. Deci se duce să voteze, bro. Oare cu cine votează, man? Why? Sau oare ce votează? Gonna ask George who gave him the job. O să-l întreb pe George, ala de la început, cine a dat jobul. Hai să vedem. Ok, watch out for that guy. Ai grijă la omul ăsta, știi reputația. Ci că e pedofil George, așa s-a zis. Hai să vedem, you know his rep. Am votat. Hai să vedem. I guess we'll see which way I go. Hai să vedem. To the back. O să se uită în spate să vadă ce s-a aprins. Verde sau red.
O, Doamne, ai grijă. Hai să vedem, bro. Sunt tare curios. Hai să vedem. Hai, it'll be fine, cică. O să fie ok. Who did you vote? Pe cine ai votat? Pe cine ai votat, bro? Cred că se votează între Trump și Biden, dar nu sunt sigur. Cred că salții, cred că e altceva. Alt vot. I don't care about either of them. Flip the coin, lol. Cică, nu... Following a sign out of cafeteria. Într-o hallway. Deși că nu-mi pasă de niciun ăla pe care trebuie să-l votez. Am dat cu banul și mi-arată un, cum îi zice, îmi arată un semn să mă duc în cafeterie, bro, unde se întâmplă nebunile. Deci cred că nu ești chiar așa de ok, bro. Oh my god, hai să ne ce o să se întâmple. Into hallway. I miss this school, lol. Mi-e dor de școala asta. Weird, ciudat. Hai să vedem, bro, ce se întâmplă. Zice ce se întâmplă, man. Man in sus pointing me towards classroom. Oameni în în costum îmi arată unde să mă duc. There is no a way out from there. Nu pot ieși de aici. Numai în cafeterie. Începe să spameze, like. Pune asta semnul întrebării. Ce-i s-a întâmplat la asta? Lawrence? Bro, ce-i s-a întâmplat la Lawrence? Damn, canerile run me over. Bro, ce-i s-a întâmplat la Lawrence? Wait, it's stopping. Oh my god, they just pulled pedo George intro it. Deci că a venit o mașină și l-a luat pe George. Oh my god, ce se întâmplă cu telefonul ăsta? Peste oră. Van came after me. A venit o dubiță după mine. Bro, ce se întâmplă? I ran into woods. Am ajuns în pădure. Got away. Am scăpat, și că spune Lawrence, spune băiatul ăsta. Why aren't you answering your phone? De ce nu răspunzi la telefon, bro? Lawrence, de ce nu răspunzi la telefon? Lawrence, am aflat că e băiat, nu fată. Answer, răspunde, bro. Răspunde. I'm coming back over to school. Ci că mă întorc înapoi la școală, bro. Peste 30 de minute. What the hell? Ce se întâmplă? Lawrence, I'm outside the front entrance. Sunt chiar acum în față la intrare. Door is locked. Ușa e încuiată, bro. Ce se întâmplă? But I can see through window. The voting boats have gone. Și pot să văd în... cu ce? Și că poate să vadă prin... prin geam că toate alea de urnele de vot s-au dus. Sign isn't here anymore. Deși că a dispărut tot, bro. Cars have all gone. Au dispărut și mașinile. What? Bro, a dispărut tot. Yours isn't here. Nici mașina ta nu e aici. Au dispărut toate. Where are you? Unde ești, Lawrence? Hai să vedem ce se zice. Și ce s-a terminat? Lawrence is reported missing by his family. Lawrence e raportat dispărut. Hai să vedem. Police don't believe look at first story. Poliția nu-l crede pe băiatul ăsta, cum am zis eu, că e o teorie a conspirației. She is considered a person of interest in the disappearance. Și cam asta a fost, guys. Ei bine, conversația asta creepy a fost destul de ciudată, deoarece este vorba despre o teorie a conspirației. Lăsați un like dacă mai vreți să vedeți episoade de genul, însă nu știu ce să zic cu teoriile conspirației astea, cum stă treaba. Săracul Lucas, nu-l crede nimeni. Eu am fost Vărăseancu. Dacă vă place, uitați să apăsați un like. Ne vedem cu un episod de noi. V-am pupat pe toți. Salut!